Deci nu? E chiar frișcă. E bună? Hai să dăm un material făcut de Matrian de la... nu, un material și apoi discutăm. Ia. Neața, doamnelor, domnilor, asistăm la un moment inedit. 70 de membri ai Filarmonicii George Enescu vor interpreta o piesă chiar aici, în stația de metrou Piața Unirii. Evenimentul promovează Săptămâna Europeană a Imunizării. Să marcăm Săptămâna Europeană a Vaccinărilor, un lucru care se întâmplă în toate țările regiunii noastre, Organizației Mondiale a Sănătății, Regiunea Europeană, prin care dorim să reamintim populației necesitatea vaccinării și importanța vaccinului. Astfel, salvăm vieți, cel puțin 3 milioane de vieți în fiecare an prin vaccinare, prevenim îmbolnăviri și apelul nostru este să aducem copiii la vaccinare, să respecte calendarul vaccinării. Ăsta este mesajul prin care dorim să marcăm această Săptămână Europeană a Imunizării sau a Vaccinării. Nouă ne-a plăcut foarte mult ceea ce s-a întâmplat aici. Și oamenii au fost surprinși, plăcut. Și mie mi-a plăcut. Pe de o parte, pentru că mi-aduc aminte cu plăcere de metrou. Anii studenției am petrecut numai în metrou. Știam foarte bine Bucureștiul, dar numai pe dedesubt. Am ales o piesă foarte, foarte veselă și cunoscută, destul de cunoscută, Funiculi, Funicula. Am fost convins că lumea o să o prindă, o să o primească foarte bine. Asta s-a și întâmplat, ne bucurăm. Oamenii au fost foarte interesați și este un mod inedit de a promova acest eveniment. A prins foarte bine. Ne bucurăm și să sperăm că va avea și impact. Deci, încă o dată, aduceți copiii la vaccinare, vaccinați-vă. Recomandăm tuturor să facă tot ce le stă în putință să fie în bune condiții fizice. Flash mob interesant care a marcat Săptămâna Internațională a Vaccinării. Exact despre asta vorbim și cu doamna dr. Rodica Tănăsescu, medic de familie, președintele Asociației Medicilor de Familie București și a Societății Naționale de Medicină a Familiei. Foarte multe funcții. Bună dimineața, mai aproape de microfon vă rugăm. De ce este atât de important să ne vaccinăm? Despre importanța vaccinării cred că aș putea să stăm de vorbă împreună ore întregi. Este important și poate că generațiile un pic mai vârstnice erau mai conștiente de necesitatea vaccinării decât sunt unele dintre noile generații, unele persoane din noile generații. Ce sunt vaccinurile? Vaccinurile sunt niște produse fabricate dintr-un fragment. Cele mai multe în momentul de față sunt vaccinuri moderne fabricate dintr-un fragment al capsulei virale sau dintr-un fragment din bacteria respectivă, care are totuși puterea de a produce anticorpii necesari protecției împotriva bolii respective. Există vaccinuri împotriva multor boli și în toată lumea civilizată există programe de vaccinări care ne feresc copiii, ne feresc și pe noi adulții de cele mai importante și cele mai grave boli din tot ce se întâmplă în lume. La ce riscuri se supun cei care aleg să nu se vaccineze? Vedeți că există o falsă percepție că este o alegere individuală. Este o alegere individuală dacă alegerea este extrem de bine informată. O persoană nevaccinată, pe de o parte, este în pericol. Este în pericol să facă difterie,
tetanos, tuse convulsivă, pojar, hepatită B și așa mai departe. Pe de altă parte, nu mai vorbesc de boli severe care sunt determinate de bacterii pentru care există vaccinuri, dar încă nu sunt în programul național de vaccinări. Și mă refer acum pentru unele persoane la vaccinul antipneumococic, care produce cele mai multe dintre cazurile de otite, care chinuie copiii noștri foarte frecvent. Și nu numai, un număr mare de otite cam la aceeași ureche pot da sechele importante, bineînțeles, hipoacuzie, exact, suferințele sunt majore. Nu spun că se poate ajunge până la meningită. Există astăzi și vaccin împotriva unei forme de cancer, lucru pe care nu-l credeam acum 10-15 ani, dar iată că după ce s-a luat premiul Nobel pentru descoperirea legăturii directe între cancerul de col uterin și human papilloma virus, deci un virus, această descoperire a permis și fabricarea unui vaccin pentru prevenția primară a cancerului de col uterin. Așa cum spuneam, cine nu se vaccinează, pe de o parte se expune unui risc, sau părinții decid ca acel copil să fie expus unui risc, și pe de altă parte, acea persoană este un risc pentru comunitate, pentru că permite circulația virusului. Așadar, vaccinul are o dublă valență. Pe de o parte, protejează persoana în sine, pe de altă parte, împiedică circulația germenilor respectivi în comunitate. Fiecare dintre cei vaccinați, pe de o parte, e protejat el însuși și, pe de altă parte, reduce riscul îmbolnăvirii pentru cei nevaccinați din acea zonă. Întotdeauna, atunci când se lansează un vaccin, există o parte pozitivă și o parte ce alimentează zona negativă. Sunt tot felul de zvonuri, sunt tot felul de statistici care spun că n-ar fi fost încercat suficient și de aici se naște o isterie, cum a fost în cazul vaccinării fetițelor împotriva HPV-ului, acum un an și jumătate, când toată lumea se opunea, nimeni nu știa exact de ce, dar mă rog, valul ăsta s-a produs în țările din Occident. Se întâmplă lucrul ăsta? Da, se întâmplă. Acest val nu a fost acum un an jumate, a fost acum 4 ani. Și poate că populația n-are nicio vină, asta să fie foarte limpede. A fost o gravă eroare de informare corectă și profesionistă și în timp a populației. A fost aleasă ca vârstă de vaccinare, poate o vârstă puțin prea mică pentru concepția culturală a românilor. Și în același timp a fost introdus simultan obligația europeană pentru orice manevră medicală și pentru orice vaccinare, și anume consimțământul informat. Pe de altă parte, nimeni n-a atras atenția părinților că ar trebui să semneze și dacă refuză vaccinarea, adică își asumă riscul pentru propriilor copii. Cred că lucrurile trebuie reluate. Acum există deja experiență în majoritatea covârșitoare a țărilor europene și în Statele Unite și în Canada. Și lucrurile poate vor fi mai simple. Deja există încredere pentru că există milioane de fetițe vaccinate, de tinere femei vaccinate, și poate lucrurile se pot rezolva astăzi altfel, dar iarăși nu prin constrângere, ci prin informare detailată, profesionistă. Toate zvonurile au fost infirmate de realitate. FDA-ul și fostul EMEA, adică organizațiile cele mai severe care controlează orice leac în Statele Unite și în Europa, au arătat clar că nu există niciun fel de risc, eu știu, superior oricărui vaccinări pe care le facem, eu știu, vaccinul pentru difterie, îl facem de la 2 luni, sau vaccinul pentru hepatită sau pentru tuberculoză pe care copilașii îl primesc în prima zi de viață. Da, spuneți-mi dacă am uitat să vă întreb ceva legat de săptămâna aceasta a vaccinărilor. Ce pot să vă spun? Nu că ați fi uitat să întrebați. Noi facem un apel către Ministerul Sănătății să încerce ca pe măsură ce resursele materiale vor permite să extindem programul național de vaccinări, și mă refer aici atât la vaccinurile considerate opționale astăzi, adică cele care se achiziționează contra cost de către părinți, și mă refer și la vaccinuri pentru oreion, pentru rubeola este obligat, intră în program, intră în și rubeola. Vedeți, rubeola se consideră, vai ce boală ușoară, de ce să facem vaccin?
Pentru că această boală ușoară, dacă apare la o gravidă, produce aproape cu certitudine niște malformații îngrozitoare copilului. Și eu cred că trebuie să ne gândim la viitor și la sănătatea copiilor noștri. Deci ne dorim, pe de o parte, ca vaccinuri importante să fie introduse în schema națională de vaccinări. Mă refer și la vaccinul antipneumococic, care se administrează atât sugăreilor, copiilor mici, dar și adulților, și mă refer la adulții cu riscuri, adică cei mai vârstnici, cei cu diabet, cu boli cardiovasculare, cu ciroze, cu ast bronșii, cu broncopneumopatie cronică obstructivă. Acești pacienți sunt fragili și o infecție cu pneumococ poate fi extrem de severă, dar și la introducerea în campania de prevenție a cancerului de col, unde recunosc cu rușine că suntem fruntași în Europa ca incidență a mortalității prin cancer de col, este nevoie de o campanie mare de prevenție care să includă și screening-ul cu Papa Nicolau, dar și educație și informare și vaccinare. Mulțumim tare mult, doamna Rodica Tănăsescu, medic de familie, a venit să ne povestească despre această săptămână. Să aveți un weekend liniștit. Să dea Dumnezeu bine, mulțumesc și poftiți la vaccinare. Aveți încredere, pentru că este singura soluție corectă pentru a ne proteja sănătatea pentru o mulțime de boli. Mulțumesc. Rămâna, mulțumim, Dani. Eu mă ocup cu jucăria în continuare, facem ultimele setări să vedem dacă funcționează. Avem și un slideshow. Ia uite, pubere! Păi ți-am cerut niște poze, tu ce mi-ai dat? Niște poze. Bă, dar ceva mai concludent n-avem? Ia stai mă să mai verific eu. Deci partea cu fotografiile primite de la telespectatori, să zicem, funcționează. Mă rog, puberul nu e cel mai... pozele se micșorează, se măresc. Funcționează, am zis funcționează. Băi, cum ies? Așa mă. Vreau să văd dacă merge YouTube-ul, că la ăsta avem...